Ei, salutare tuturor și bine v-am găsit în perioada de iarnă, perioada de transferuri, perioada mea preferată, mă rog, cea din vară. Dar oricum, bine v-am găsit la acest episod șmecher, unde, desigur, ne vom uita la jucătorul la care expiră contractul și sper eu să prindem unul șmecher. Nici eu nu m-am uitat încă, am zis să ne uităm împreună la ce jucător le expiră contractul. Dar înainte de toate, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat acel buton de like direct din startul episodului. Vă mulțumesc foarte mult! Deci, ia să vedem la ce jucător le expiră contractul. Vom începe de la portari și hai să vedem. La Perin văd că expiră contractul, un portar fantastic. Dar acum îl avem pe Donnarumma, avem doi juniori, unul italian, Plizari, și desigur unul român, Pavlescu sau așa ceva, nume ciudat de român în ghilimele zis român. Așa, hai să vedem mai ce se mai întâmplă. Manolas, expiră contractul lui Manolas, ar fi interesant un Manolas la echipă. Jimenez, du-te, frate, dar la asta l-am luat în episodul trecut și, na, tocmai chiar așa de repede se iau aceiași jucători, parcă ar fi urât. De asta nu am să le iau pe Jimenez, chiar dacă mă tentează să-l achiziționez, având în vedere că fix în career modul trecut la ce l-am cumpărat, nu prea mere ideea. Koke, pe de altă parte, nu l-am mai luat de ceva timp, cred că în FIFA 18 nu l-am luat, ci în FIFA 17. O idee bună, Merci Martial, știu că l-am cumpărat odată știu că l-am vrut să-l cumpăr și l-am adus la echipă, dar fix atunci am oprit career mode-ul și nu m-am jucat nici măcar un singur meci cu Martial, deci îl doresc la echipă, mi-ar place dacă ar veni în rotation, sunt curios dacă și în acest an FIFA 18 joacă, că deloc nu m-am jucat cu Martial în acest an și vă zic fix că nici măcar în Ultimate Team nimic. Sunt curios dacă este la fel de bestie ca și în FIFA 17. Așa. Hai să vedem dacă Messi Martial dorește să vină la AC Milan. Așa, frumos, să vedem de salariu. 17 și la semnătură... cred că tu o să vrei ceva la semnătură. Este mai nebunule care ești tu nebun. Ia să vedem, ce zici? Ok, 130, jumătate din salar jos și la 20 de goluri vreau un bonus mai ceva ca Ibrahimovic. Dar pe de altă parte sunt de acord să facem așa înțelegerea. Cam mult la semnătură. E mult asta la semnătură, asta nu prea îmi convine. 170 poate? Nu, 2 milioane. Fuf. Bă. Acceptăm. Îl vreau pe Martial. Știu că în FIFA 17 a fost în top 10 jucători ai mei preferați din FIFA 17, deci vreau să-l văd dacă joacă la fel de bine și acum în FIFA 2018. Fantastic, luăm un jucător de ăsta super șmecher și desigur acum putem lăsa porțile deschise și într-o posibil, mă rog, o posibilă transfer, bă, un posibil transfer a lui Lemar. Vreau să găsesc așa un cuvânt mai pompos, dar nu mi-a ieșit. Așa, deci, dacă vine ofertă de aia șmecheră, ștecheră și pentru Lemar, aș putea fi dispus să facem o înțelegere și pentru el. Numai dacă vine ofertă de aia zdravână, știți cum îs eu, ui, vreau o ofertă, măi, să vină cu valiza. Opa, am dat pe Squad Hub. Ups. Deci, hai să vedem. L-am luat pe Martial liber de contract, ceea ce este un transfer senzațional de fain. Și acum să vedem ce altceva... Opa, dar de ce nu mi-i spus pe rând? Stai că n-am înțeles. Așa. Bun. Deci mergem din nou printre jucători să vedem... Pardon. Cam ce jucător mai expiră. Deci Koke. Ar fi o idee Koke. Îl mai lăsăm puțin de el. Mă bucur totuși de achiziția lui Martial. Un transfer super. Otavio, nu. Lukaku, recently joined. No. Hai mă, niciunul. Ia uite mă, nene mă, că la nimeni nu expiră contractul. Fantastic. Absolut nimeni, mă. Ai. Bă, dar jocul ăsta, mai. Nope.
Ok, Marțial și mai rămâne un posibil Coche, care încă mă gândesc exact dacă Coche s-ar potrivi stilului meu de joc, stilului Milanului și tot. Având în vedere că nu prea avem bani, decât vreo 20 de milioane, totul o să depinde desigur și de următoarele vânzări care am să le fac la echipă sau ce oferte vom primi. Este mai aici din nou susurile mari. L-am jucat pe o perioadă destul de lungă și pe Silva, dar am văzut că nu mai dă goluri și când dădeam Simulate, mă rog, mare parte când dădeam Simulate își juca Silva, că în rest eu jucam cu Griezmann în atac. Și da, ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Bun, deci, ia să vedem aici și ce se mai întâmplă pe la noi, pe la echipă. Meci cu Inter și dacă auziți un bâzit, îmi cer scuze, este telefonul meu, nu-l băgați de seamă. Bun, ia să vedem aici cu Gabriel, Chievo Verona este interesată de el. Nu știu exact, aș vrea să dau ăsta, negotiate, în sensul în care să-i dăm un short loan, că cine știe, poate vom avea nevoie de el, știi cum zic? Așa, short loan, bun, counter, dă-mi 40, 50, 50, hai că acceptăm, bines cu fines, așa, hai Gabriel, du-te și tu la Chievo, mai joacă și tu puțin tel. Vine ofertă pentru Calabria, măi, eu nu aș fi vrut să-l vând, dar hei, nu știu exact cât mai evoluează jucătorul ăsta. L-am pus eu la training, l-am pus pe training și nu prea dorește în training să evolueze așa cum mi-aș dori eu. De aia sunt, să zic așa, dispus să negociez cu respectiv cine? Tottenham. Uf, dar cât să cer pe el, fraților? Nici eu nu știu ce o sumă. 13. Dă-mi măcar 15. Nu prea știu pe ce aș putea să cumpăr de banii lui Calabria pe acea poziție, știi, adică dacă eu îl vând pe Calabria și ăștia numai 13, atunci știți ce? Dați-vă în puii mei că cu 13 milioane nu mi se merită. Eu dacă vreau să-mi cumpăr o rezervă pe RB, mă costă destul de mult, mă costă măcar un 20 de milioane. Nu pot să dau. A, da, și l-am vândut pe Zanellato, l-am vândut pe băiatul ăsta mijlocaș, am zis de-l încolo, cu ce ne mai ajută omul. Bun, și avem un meci cu Inter, hai să jucăm meciul cu Inter și după aceea mai ne gândim și mai vă povestim și în comentariile de mai jos în legătură cu transferul, posibil transfer al lui Koke la Milan. Ok, hai să vedem derby de derby aici cu Inter. Haide Griezmann, haide Griezmane, trebuie să-i batem, trebuie să le rupem fâșul. Hai, hai, sunteți pregătiți, toți concentrați, toți pregătiți să distrugem Interul, așa vă vreau. Bun. Oricum, Marțial, o achiziție bună, este respectiv LM, foarte bun, opa, Lemar pe lângă poartă, Bardella a ieșit bine afara porții, știi, și ea văd că a atins-o. Ok, iarăși, ce bine o boxează. Totuși, Lemar ăsta, măi, e o achiziție bună, e, acum este în top goalgetter, tot ce trebuie, îmi place de el că e rapid, știi? Dar e genul ăla lui Giovinco dacă a jucat cu el. E micuț, rapid, șmecher, poți să plasezi bine șuturile cu el, dar un picuț îl împingi și pică pe jos. Sunt mulți alți jucători mai buni pe LF ca el, dar este un transfer foarte bun că e tânăr, evoluează și cred că deja aș putea zice că îmi dublez banii pe acest jucător. Dar desigur că n-avem nici ofertă și nici eu nu sunt așa dispus și fixat să-l vând, cum sunt fixat să-l vând, spre exemplu, pe Suso, care nici el nu-i rău, dar nu, cum să zic eu, nu este tocmai pe placul meu, știind că pot să iau de banii lui o grămadă de alți jucători. Pe de altă parte, nici nu prea aș vrea să-l vând amul în iarnă, că ați văzut că n-am decât 20 de milioane și, na, mai greu în iarnă să faci transferuri mari. În vară, știi, când îți dă clubul 70 de milioane, zic, când ne dă clubul 70 de milioane, tu îl mai vinzi pe Suso cu 80 și tiki-taka, 80-90, tiki-taka. Bun, ia-l-ai, uite-l aici pe Griezmann, sau Griezmann, care dă un gol superb versus Inter, versus rivala noastră, ia uite, din pasa lui Rodriguez, bravo Rodriguez, ce assist, dar și ce șut Griezmann, 11 goluri. Cred că el este golgheterul în Serie A în momentul actual, cred. V-am zis, de asta te face tot.
asta face episodul acela de statistici și evoluări mult mai interesant, că nici măcar eu nu mă uit chiar tot timpul, nu mă uit la cine e cel mai bun la asistă, cine e top la goluri, cine a evoluat cel mai bine de la mine din echipă. Nu, 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 nu. Ne uităm de-abia la finalul sezonului împreună în acel episod special. Ok, începem aici repriza a doua în acest meci versus Inter, unde nebunia continuă tot 1-0, dar Inter o dă semne că vrea să ne egaleze și până acum ne-am ținut bine, chiar ne-am ținut bine. Dar, hei, hai, că meciul nu-i gata, încă avem de avantaj doar un gol. N-a fost rău șutul pentru un LB, n-a fost rău șutul acesta lui Rodriguez. Un pic, măi, atât de aproape să dau un gol de la Schmecher Stecher, dar n-a fost să fie. Na, ce se face, se mai întâmplă. Hai, bra, uite, Suso, hai mă, ce faceți voi băieții? Voi băieții mei, măi, uite-l, băi, pe Dani Mocanu, Dani Garcia, acolo, uite cum joacă. Opa, așa frumos, către Bonaventura, ia, tiki-taka, ce-s mai, băi, ar trebui să inventăm un tiki-taka spaniol, gen, țaca-țac, nu știu. Opa, e, Bardi. Băi, iar a apărat portarul ăsta. Și aș fi zis că uite, băi, ce noroc avem că l-avem pe Bar din poartă și o să-i dau vreo 3 goluri. Știi că nu-i Handanovic. Dar a avut câte intervenții bune Bar de ăsta, măi. Da, poate cine știe, poate a mai evoluat. Oh, uite-l, măi, pe noul intrat pe teren aici, Silva! Ce frumos profită de această pasă și, pac, ia și ce frumos e dansul, bă. Hei! De ce, mă, când fac celebrări de astea, vai, nu-și pune ăsta cameramanul acolo obiectiv, ia ce fain i-am dat-o. Bă, voi ați văzut cât de frumos i-am pus-o. Bă, i-am pus-o perfect, i-am pus-o lui Silva, ia și cameramanul, așa, cu action-uri de alea, așa, pa, ia uite, păi. Dar eu zic că pasa este cea care merită reluările, nu șut, nu golul lui Silva. Oricum, mă bucur că am mai dat și un gol cu el. Na, ce să-i faci, trebuie să joc eu cu Silva să dau golul. Eu când joc cu Silva, tic-taca. Una, două, dă, trei, patru goluri. Of, dar și când se simulezi, nu faci nimic. Na, ce-i faci? Nu-i stres, hai băieții, Keita, ăla-i mă, nene, mă, bravo. Hai să vedem ultimele minute. Opa, oare dă și Interul un gol de la de onoare? Nu, Miranda, s-a încăpățânat Miranda de numa. Nici n-a vrut să paseze, parcă Miranda a fost un mic Ronaldo în acel moment. N-a vrut să paseze nimic, el vrea gol, el vrea să fie roul echipei. Și a dat-o la mama naibii. Of, of, hai băieți, dacă eu recuperam. Îmi place că Interul acum a dat-o pe all-out attack, presupun, că văd că sunt foarte mulți de la Inter în careul meu. Și asta înseamnă că contra-atacul, pericol, bravo Donnarumma. Asta înseamnă că contraatacul poate fi o armă letală împotriva lor dacă, cum a fost fază de asta și a revenit apărătorii acolo. Hai, domnul arbitru, lasă-ne, să ne pregătim de Champions League. Și Keita, uai, bară! Bă, voi ați văzut ce bară am dat cu Keita, din ce poziție, de unde, băi, și erau vreo doi pe el. Fai de viața mea, cred că dacă dădeam gol, era golul anului. Fără exagerare, cred că era golul anului. Era golul anului pentru Keita. Ia să dăm aici Silva, stop perfect al lui Silva. Shoot, opa, Bernat. Acolo, băi, ce bine s-a poziționat. Te-ai prins, Bernat, poziționat. Ah, bun, oricum câștigăm derbiul derbilor. Aici, împotriva lui Inter, cu un scor superb de 2-0. Aia, ce să mai zic eu, mă, lasă la anul. Yeah, bun, măi, super, îi batem pe cei de la Inter, asta da, asta îmi place să văd, să îi batem pe cei de la Inter. Și am și făcut un transfer super șmecher, liber de contract, Marțial, care vine la noi la echipă, ce să mai, e totul complet, totul e complet și frumos. De acum încolo rămâne de văzut dacă mai facem transferuri, dacă îl poate aducem pe Koke, liber de contract, vreau să spuneți comentariile de mai jos și da, ne auzim pe data aviatoare. Nu uitați de acel like dacă nu l-ați dat încă, numai bine, bye bye!